unde nu știm dacă e vampir sau nu, dar știm că după ce a dat drumul la glume, o să curgă sânge. Aplauze pentru Cosmin Tobă! În primul rând, felicitări că ai ieșit din casă ziua. Avem reîntoarcerea spectaculoasă a leului de savană de la Iumor, Cosmin Tobă. Băiatul nostru roșu, cu privirea ciudată, cu comportamentul sinistru. Bună seara, bună seara, mamă. Da, mersi fain pentru aplauzele astea furtunoase, serios. N-am primit atâtea aplauze nici la sala Palatului. Bine, nici n-am fost la sala Palatului. Poate de asta ce se întâmplă. Eu m-am întors la Iumor, practic, ca să vorbesc despre de ce m-am întors la Iumor, asta o să urmeze. Mai vreau așa un rând de aplauze, dar de data asta ca și cum ați fi vii, dacă se poate. Hai, Cosmine! Hai, Cosmine! Hai, Cosmine! Recunoaștem în el o evoluție, în plan personal. Acest om chiar s-a dezvoltat și a găsit chiar o urmă de curaj, a început să fie sigur pe el, știe să comunice fără frică cu publicul, a fost unul dintre cei mai siguri astăzi. Aici se întorc mulți oameni, dar nimeni nu vorbește despre viața de după Iumor și m-am gândit să fac eu lucrul ăsta. În primul rând, viața mea s-a schimbat, în sensul că înainte știau doar prietenii mei că sunt pervers și acum știu o grămadă de români. Și s-au întâmplat și lucruri pozitive. De exemplu, pisul meu a fost pe coperta unei reviste pentru adulți. Mă rog, nu pentru foarte mult timp, pentru că m-a văzut vânzătoarea de la chioșc și a sunat la poliție. În fine, dintre restul oamenilor care mă recunosc pe stradă după Iumor, eu personal am împărțit în două mari categorii. E și greu să nu-l recunoști. Sunt unii care vin și zic, frățioare, te-am văzut la TV și mi-a plăcut foarte tare ce ai făcut și sunt fanul tău. Și evident că te bucur că te recunoaște un om, doar că ei continuă cu, ai fost la X-Factor, nu? Și cealaltă categorie mare despre care vă spuneam, sunt oamenii care chiar la Iumor m-au văzut de acolo, mă recunosc. Ideea e că ei vin direct cu replica, frățioare, zi-mi și mi-o glumă. Nici măcar nu te salută. Concluzia e că orice ai face în țara asta, lumea te vrea lăutar, să faci dedicații. Să nu credeți că am vreo problemă cu oamenii care fac asta sau care ascultă sau care cântă un gen de muzică, nu știu, manele sau muzică lăutărească. În schimb, în România există o categorie de oameni care spun că ei n-ascultă manele, dar la băutură ar merge așa o manea două. Să spui că n-asculți manele, dar la băutură ar merge o manea două, e ca și cum ai spune că nu ești gay, dar la băutură ar merge o... E prima glumă. Bun, bun. Ai una. Bun, bun. Extraordinar. Da? Păi știți că un bărbat poate să umple o sticlă de 0,5 litri de spermă în vreo 3 săptămâni? Cam atât am fost eu singur. Dar nu e asta vestea tragică. Tragic cu adevărat e că după astea 3 săptămâni am aflat că în România există clinici care plătesc cu 40 de euro donatorii de spermă. Nu vă dați seama câte mii de euro mi s-au scurs așa printre degete. Vreau să iau sticla aia, să mă duc la ei, dați și mie o casă și o mașină și... Ce... După 2 săptămâni am recurs la un gest, nu ca și mândru de el, dar oricum o să vă zic și vouă, mi-am luat o păpușă gonflabilă. Ideea e că n-am scos-o din cutie din prima săptămână ca să nu mă creadă atât de disperat. Am scos-o după o săptămână. Am scos-o după o săptămână, am umflat-o și vă dau cuvântul meu de onoare. Cred că am nimerit cea mai reală păpușă gonflabilă din toată lumea, din toate timpurile. Spun asta pentru că după ce am umflat-o, mi-a zis că putem fi doar prieteni. Nu prea știi ce faci, da. Deci aia a fost cea mai tare glumă din ziua asta. A fost gluma supremă. Deci acolo băiatul s-a dat dovadă de genialitate. Vă dați seama că am renunțat la ea după ce am umplut-o. Și mi-am dat... Și mi-am dat seama că era plină pentru că avea ochii albi. Bă, băiatul! Oh my God! Da, mă, jucam Game of Thrones. Sper doar ca glumele mele despre spermă să nu vă las un gust amar, atât, atât. Cum am spus că n-am o problemă cu oamenii care ascultă manele, credeți-mă, n-am o problemă nici cu pedofilii. Nu știu, în primul rând, imaginați-vă că un pedofil ajunge la o vârstă, se plictisește de viața lui și merge să se înscrie într-un partid politic. Cum credeți că decurge interviul ăla de înscriere? Păi, ce ai făcut toată viața? Mi-am băgat în viitorul țării. Deci, e exact. Știți, ziua îndrăgostiților,
Valentine's Day. Noi cheltuim o grămadă de bani în perioada asta, nu știu, 100-200 de lei la fiecare întâlnire, poate chiar mai mult, cu taxi, flori, restaurante și chestii în astea. Un pedofil cu... Șantaj emoțional la pedofil e foarte simplu. Asta e nu, deci asta este îngrozitoare. Cosmine, ai material și pe alte teme? Da, ceva cu... Ceva cu bătrâni pe patul de moarte, am, am o chestie cu un cocalaraș cu care o să și închei. O să da, te rog. Am, e pedofil cocalarul? Nu. Ok. Am intrat la un moment dat într-o altercație verbală cu un cocalaraș și la un moment dat mi-a zis, bă, te tai să moară tata. Ceea ce mi-a dat puțin cu virgul, adică nu știu, nu se potrivește. E ca și cum ai mâncat și te-ai spălat pe dinți în același timp, ceva nu-i bine. Și am zis la om, bă, da, nu era te tai să moară mama? Și mi-a zis, ba da, dar mama e moartă. Și parcă mi s-a făcut așa, nu milă, că na, nu ți se poate face milă neapărat din asemenea. Dar l-am întrebat pe șau, bă, dar ce-a pățit? Și mi-a zis, păi am tăiat-o. În momentul ăla am făcut fix și a făcut și el cu mama lui, adică am tăiat-o de acolo. Eu chiar am fost Cosmin Tobă și vă mulțumesc frumos. Ai comedie fără pauză și porție dublă de ai umor pe Antena Play. Așa că abonează-te pe Antena Play ca să vezi edițiile integrale ai umor și tot ce nu s-a văzut la TV. Hai, Antena Play!